Tot discutăm cu Alexandru Elie, deja prietenul nostru, despre cocoașă sau, mă rog, trei exerciții care ne-ar putea face să scăpăm de ea. Bună dimineața, bine ai revenit! Bună dimineața, mulțumesc foarte mult de invitație. Într-adevăr, așa cum spuneam și mai devreme, cocoașa este una dintre cele mai mari probleme din perspectiva posturii. Dacă vorbim despre cea mai mare problemă a posturii noastre, este acest spate rotunjit produs din cauza statului prelungit pe laptop și din cauza statului prelungit pe telefonul mobil. Telefon, da. Vedem inclusiv la copii, da, la adolescenți mai ales, între 13, 16, 17 ani, vedem această cocoașă care se dezvoltă și care poate avea repercursiuni pentru adultul de mai târziu. Asta e cifoza? Asta este cifoza, într-un termen medical. Este o patologie care poate să genereze foarte mari probleme către adult. Și când spun foarte mari probleme, mă refer în primul rând la dureri, dureri între omoplați. Foarte multe persoane spun, mă doare la nivelul benzii sutienului, spun doamnele, de exemplu, sau între omoplat. Respectiv, într-o formă mai puțin cunoscută, cocoașa exagerată poate conduce la perturbări ale procesului respirator. Și uite, te provoc pe tine. Acum gândește-te cum ar fi dacă stai în poziția aceasta, inspiră cât poți de mult și dai aerul afară și încă o dată și dai aerul afară. Și acum stai într-o poziție, să spunem, un pic mai naturală și fă același lucru. Inspiră și dai aerul afară. Ceea ce poți vedea. Un exercițiu simplu. Da, dar ce ai putut observa este că volumul respirator a fost mai mare într-o poziție mai corectă, să spunem, într-o poziție mai naturală. Și dacă vorbim despre poziția ideală sau poziția fiziologică, trebuie să ne aducem aminte că urechea trebuie să stea la nivelul umărului. Ori de câte ori capul pleacă spre înainte și avem acest tip de postură cu capul anteriorizat și spatele rotunjit, înseamnă că noi deja vom genera o restricție a volumului respirator, lucru care poate genera alte repercusiuni. Respirăm mai prost. Respirăm mai prost, creierul se oxigenează mai puțin, poate apărea fenomenul de durere de cap, nejustificată. Poți să simți în a doua parte a zilei, băi, am nevoie de o cafea, pentru că parcă rotițele nu se mai învârtă. Simt că nu am aer. Exact. Nu neapărat că n-ai aer, dar simți că nu te mai concentrezi, ai nevoie de mai mult oxigen, dar tu nu știi asta. Și atunci apelezi la o cafea. Cocoșatul nostru de la Notre Dame. Unde este Radu? Avem cocoșatul nostru de la Târgu Jiu. De la Târgu Jiu? E mai brâncușian, așa? Este din ce în ce mai bine, salut! Pe modelul ce ai în spate, nimic, ia cocoșa asta, știi? Fiți foarte atenți pentru că acum vreau să vă arăt trei exerciții țintă cu ajutorul cărora putem să îmbunătățim tiparul nostru de cocoașă. Da? Să începem să fim un pic mai natural. O să vreau pentru început să ne așezăm, Radu, pe spate. O să pun eu acest, o să te ajut cu acest prosop la nivelul omoplaților. Ți-am pregătit și o pernă. Pentru cei, numai un pic, aici o să vreau să-l așezăm. Perfect. Și te așez ușor cu capul. Poziția este confortabilă. Corect? Confortabilă este. Excelent. Din această poziție am să te rog frumos să ridicăm ușor brațele, să le derulăm spre înapoi, cât poți tu de mult, mult și încă o dată. Ce se întâmplă? În momentul acesta noi vom începe să facem o mobilizare toracală blândă. La ce este important când dăm brațele pe spate? Să nu arcuim zona lombară. Da? Înțeleg, deci să fac acolo o scobitură exagerată. Inspirăm când coborăm brațele. Acum inspirăm. Stai să acupăr ariciul ăsta. Așa. Și ușor de tot vom căuta să întinde. Bine. Și încă o dată. Acesta este primul exercițiu blând pe care fiecare persoană poate să-l facă după ce stă, de exemplu, 8 ore la birou. Este extrem de relaxant, extrem de benefic. Al doilea exercițiu... De la nivelul plexului deja nu mai merge rotația, nu? E mai greuț. Asta înseamnă în cazul tău că, de exemplu, omoplatul e foarte, foarte congestionat din punct de vedere muscular. Da? Și ar putea să facem niște lucruri specifice. Acum, am să te rog să te așezi în acest tip de poziție. Da? Pe genunchi. Și o să te provoc, o să mergem la un exercițiu mai complex de data aceasta. O să avem sprijinul pe călcâie. Da? Pui degetele, palmele pe călcâie. Și din această poziție vreau să împingi pieptul spre înainte. Mult. Capul ușor pe spate. Mult, expiră și revii. Unu și mult capul pe spate. Foarte, uite, se întinde așa frumos tricou. Și încă o dată. Câte serii de exercițiu? Putem să facem 5 repetări, de exemplu. Sunt suficiente. În acest exercițiu noi facem o extensie foarte bună la nivelul coloanei toracale. E mai dificil, dar e și foarte eficient, se simte. Îl simți diferit față de ce am făcut. Crede-mă că urmează al treilea care va fi de departe cel mai provocator. Ultima repetare și mergem spre exercițiul numărul 3. Mai avem un minut. Și acum am să te rog ușor să te așezi pe burtă. Da. O să punem acest prosop la nivelul abdomenului, la nivelul buricului. Și din această poziție te rog să întinzi brațele spre înainte. Da. Palmele se privesc față în față și ușor vreau să ridici până la nivelul mâinii mele, palmele. Hai sus. 1. Aha, da, bravo. 5 repetări. 2. Să nu-ți facă corpof. 3.
Asta este de departe cel mai complex exercițiu care recrutează toată plasa musculară responsabilă de îmbunătățirea posturii noastre. Deci aceste trei exerciții, dacă le facem în această ordine... Le facem dimineața, le facem seara? Când avem timp doar să le facem. Din punctul meu de vedere, mai bine ar fi să le facem în a doua parte a zilei, după ce ne-am încărcat cu tiparul postural dat de statul prelungit la birou. Mulțumesc că am obosit. Da, am obosit noi să te privim. Da? Mi se pare că de data asta că aici lucrurile au început să se încălzească foarte, cel care lucrează cel mai mult, tot spatele e pus în funcție. Îți dezvolți mușchii spatelui care te ajută de la mers la postură, nu? De la postură, pentru că asta este tema noastră de astăzi și în acest sens am pregătit pentru cei care chiar acum ne urmăresc pe pagina mea de Facebook, kinetoterapeutul Alexandru Ilie, v-am pregătit un eveniment gratuit care va începe începând de luni de dimineață, cu ajutorul căruia veți putea să vă îmbunătățiți postura. Așadar, pentru toți cei care vreți să vă îmbunătățiți postura, vă invit alături de mine pentru a putea învăța mai multe exerciții gratuite, înscriindu-vă la evenimentul la care l-am creat special. Astăzi am pus un link pentru cei care urmăriți acum Neața cu Răzvan și Dani. Cu ceva timp când Alexandru Ilie ne povestea că poate să facă lucrurile astea online, credeți-mă, nu i-am dat prea multă importanță. De atunci lucrurile s-au schimbat și sunt foarte mulți cei care și-au salvat mersul, spatele și-au îmbunătățit calitatea somnului doar pentru că au participat la modulele propuse de prietenul nostru. Îi căutați numele pe motoarele de căutare și atunci găsiți mai multe detalii. Mulțumim tare mult, Alexandru Ilie, te mai așteptăm pe la noi. Mulțumesc. Ia uite, dintr-o dată, ușor. Ușor, Popovici.